Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile amiezii. Iată principalele subiecte ale ediției. Deputații socialiști au rupt într-un gest teatral acordul de colaborare cu blocul Acum, după negocierile care au avut loc în această dimineață privind desemnarea procurorului general. S-a dat startul alegerilor prezidențiale din România. Toți cetățenii cu drept de vot din diaspora pot vota de astăzi de la ora 12. În Republica Moldova au fost deschise 37 de secții de votare. Structura anului școlar din România se modifică din nou. Noul ministru propune acum o egalizare a etapelor de studiu. Tensiuni în coaliția de guvernare de la Chișinău. Deputații socialiști au rupt într-un gest teatral acordul de colaborare cu blocul Acum după negocierile care au avut loc în această dimineață. Mărul discordiei este asumarea răspunderii guvernului în legea de selecție a candidaților pentru funcția de procuror general, fapt ce ar fi încălcat acordul dintre blocul Acum și socialiști. Președintele Igor Dodon spune că inițiativa trebuie retrasă până la ora 15. Dacă nu, va fi depusă o moțiune de cenzură. Efectul la acest acord, pur și simplu, ecta s-a făcut, ecta așa. Prin acea încercare de asumare de răspundere. Ecta, în asemenea mod, a procedat Vladimir Filat. O simbioză dintre Plahotniuc și Filat, astăzi o vedem în chipul doamnei Maia Sandu. Negocierile la Parlament au început de la primele ore. Liderii blocului Acum au decis să rămână ferm pe poziție. Noi ne-am expus foarte clar, noi nu dăm niciun pas înapoi. Reforma justiției e un lucru absolut principal pentru noi. Și dacă îi scade guvernul subiectul ăsta, scade. Președintele Igor Dodon susține că nu vrea recuperarea coaliției și nici căderea guvernului. Totul depinde de ce va face Maia Sandu. Moțiunea socialiștilor este gata și poate fi depusă astăzi în Parlament. Sau se retrage această inițiativă, sau socialiștii mi-au spus că sunt gata la orele 15 să depună moțiunea împotriva guvernului. Am discutat destul de detaliat și cu deputații din blocul Acum. La fel ca și socialiștii, ei și-ar dori ca această coaliție să continue. Spiritele în coaliția de guvernare s-au încins după ce reprezentanții Ministerului de Justiție au anulat concursul pentru ocuparea funcției de procuror general. Astfel, premierul Maia Sandu a modificat legea și poate trimite listă scurtă cu propuneri pentru funcția de procuror general. Despre ultimele evoluții din criza guvernamentală de la Chișinău ne vorbește acum Svetlana Gore, care este la Parlament. Bună ziua, Svetlana, te ascultăm! Bun găsit, Victoria. Sunt negocieri tensionante aici la Parlament încă de la primele ore ale dimineții. Până acum există trei scenarii, cel puțin despre asta vorbește șeful statului Igor Dodon. Primul scenariu este ca premierul Maia Sandu să-și retragă asumarea politică pe care a luat-o asupra proiectului de lege privind numirea în funcția unui procuror general. Iar dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci apare cel de-al doilea scenariu. Socialiștii depun chiar astăzi moțiunea de cenzură. Iar cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, luni sau marți, guvernul Sandu va cădea. Totuși, până la această oră, după intense negocieri, se pare că s-a găsit un compromis și acesta este ca acest proiect de lege privind numirea în funcția unui procuror general să fie adus aici în Parlament și tot votat astăzi de către deputați. Ideea însă nu îl încântă până la urmă pe șeful statului Igor Dodon, care vorbește că aceste documente ar trebui expertizat la Comisia de la Veneția. În replică, deputații blocului Acum spun că nu au timp la dispoziție pentru a aștepta părerea experților internaționali. Totuși, există un răgaz pentru ambele părți până la ora 15, atunci când va avea loc ședința Parlamentului. Atât PSRM cât și blocul Acum își pasează responsabilitatea. Ambii spun că mingea, de fapt, se află în curtea celuilalt, așa că ei trebuie să ia o decizie în acest sens, ce se va întâmpla mai departe. Între timp, astăzi, la ora 14:30, în fața Parlamentului, va avea loc o manifestație de susținere a guvernului Sandu. Până la această oră, primul ministru nu a comentat declarațiile făcute astăzi. Cam acestea sunt informațiile de la Parlament. Cu noi detalii revenim la Telejurnalul de la ora 18. Victoria?
Svetlana, îți mulțumim. Instabilitatea politică, problemele din sistemul judiciar, dar și lipsa forței de muncă sunt principalei factori ce afectează mediul de afaceri din Republica Moldova. Echipa economică germană și Asociația Businessului European din Moldova au prezentat un studiu în care sunt descrise barierele de care se ciocnesc investitorii. Studiul conține și propuneri de reforme pentru îmbunătățirea mediului de afaceri. Situația politică rămâne principala temere atât a investitorilor străini cât și a celor locali. Mulți dintre oamenii de afaceri cred că odată cu numirea unui procuror independent se va produce și o adevărată reformă a justiției. Dacă să vorbim despre prioritățile cheie, probabil prima este justiția și ne-am pronunțat de câteva ori că justiția, statul de drept, în contextul actual, alegerea unui procuror independent, persoana politică, etc., sunt prerogativele principale ale țării pe care le urmăresc toți investitorii și toți așteaptă. Să vadă care va fi decizia finală și cine va fi această persoană. Alexandru Cernouțan este directorul unei companii din Letonia care produce ambalaje din lemn în Republica Moldova. El spune că investitorii străini trebuie să analizeze foarte bine piața locală. Transparența justiției, la modul în care legile care sunt scrise funcționează sau nu, să fac un studiu de piață, pentru că Moldova în realitate nu este o piață foarte mare și este foarte complicat. De exemplu, problema cu care noi ne confruntăm, concurența neloială. Pe lângă instabilitatea politică, antreprenorii spun că Republica Moldova duce lipsă de forță de muncă tânără. Să revedem și sistemul educațional și să revedem programele noastre de învățământ, astfel încât să fie cât mai apropiate de necesitățile business-ului, a companiilor, și să devenim tot mai atractivi pentru tineri, deoarece ei au o altă abordare, o altă viziune. Conform studiului, este nevoie de o reformă în domeniul educației prin consolidarea instituțiilor de învățământ, care ar putea astfel să oprească exodul tinerilor din țară. Bani europeni pentru confortul locuitorilor din Bălți, dar și pentru protejarea mediului. Acolo funcționează acum cea mai modernă centrală electrică de termoficare din Republica Moldova. Cât au costat lucrările la acest obiectiv, vă spunem în telejurnal. Diaspora română are la dispoziție 3 zile începând de astăzi pentru a-și alege președintele. Basarabenii, având cetățenie română, au început deja să meargă la urne pentru a vota. Câte secții de votare au fost deschise în Republica Moldova, dar și cât de activi sunt cetățenii cu drept de vot, ne spune Gheorghe Lungu. Bună ziua, Gheorghe, te ascultăm! Bun găsit, doamnelor și domnilor! În Republica Moldova au fost deschise 37 de secții de votare, dintre care cele mai multe la Chișinău, 12 la număr. Alte două secții de votare au fost deschise la Bălți și câte una în alte 23 de localități ale Republicii Moldova. În premieră, cetățenii din diaspora pot vota timp de 3 zile, pe 8, 9 și 10 noiembrie. Astăzi, secțiile de votare s-au deschis la ora 12 și se vor închide la ora 21, iar sâmbătă și duminică secțiile de votare se vor deschide la ora 7 și se vor închide la ora 21. Încă din prima zi de scrutin, la Chișinău, cetățenii au fost destul de activi. Țin să menționez faptul că aceștia pot vota la oricare secție de votare din cele 37 deschise la Chișinău, în baza buletinului de identitate sau a pașaportului. Acestea au fost informațiile. La revedere! Gheorghe, îți mulțumim! Tonetele care nu au fost evacuate din parcurile municipiului Chișinău au devenit motiv de dispută între pretori. Oficialii își pasează de la unul la altul chioșcurile ce trebuiau ridicate de o săptămână, lucru care nu s-a întâmplat. Tonetele din parcul Valea Morilor ar aparține, de fapt, sectorului centru, susține pretorul din Buiucani. În replică, pretorul din centru spune că cel de la Buiucani este un mincinos și că gheretele din zona sa au fost evacuate. Toți agenții economici au primit notificări și sunt înștiințați. Toți au spus că vor intra în timp, dar noi promitem că până luni lucrurile se vor rezolva. Este joi și tonetele stau bine mersi în jurul lacului din parcul Valea Morilor. Din cele 6 chioșcuri, 3 sunt deschise. Proprietarii nu au fost impresionați, se pare, de ordinul să înceteze vânzările pe 30 octombrie. De ce nu s-au conformat? Nu s-a activat. Începând cu ziua de luni, niciuna nu mai funcționează. După ce a aflat că tonetele estivale din sectorul său încă sunt deschise, pretorul de Buiucani, Vadim Brânzaniuc, le-a pasat imaginar în gestiunea pretorului centru. Nu sunt toate apretorii buiucani, dar sunt și apretorii sectorului centru. Trebuie să ținem cont, să facem delimitarea.
delimitare cu care pretorul din centru nu este de acord și susține că Vadim Brânzaniuc minte. Sectorul centru a liberat 3 scheme de amplasare și toate 3 puncte mobile care au fost instalate în perioada sezonului estival, la data 30 octombrie, au fost evacuate. Verificați dispoziția primarului general din numărul 370D. Și o să vă convingeți care este, care și minte și care nu minte. Vadim Brânzaniuc recunoaște că nu s-a grăbit cu evacuarea chioșcurilor pentru că nu a vrut să provoace daune agenților economici. În plus, evacuarea forțată costă prea mult, 4.000 de lei pentru o tonetă. Sunt niște construcții, chiar dacă sunt provizorii, sunt destul de costisitoare și noi nu vrem să fim cei care să aducă pagube agenților economici. Totuși, pretorul sectorului Buiucani, în gestiunea căruia se află cele mai multe chioșcuri estivale, vine cu un alt termen final. Mâine, toate tonetele ar urma să fie evacuate forțat. Sezonul estival de comercializare a produselor răcuritoare în gheretele din parcurile și scoarurile din Chișinău s-a încheiat pe 30 octombrie, zi din care toate cele 40 de chioșcuri trebuiau să dispară. Economia Republicii Moldova se află în continuă stagnare. Produsul intern brut s-a oprit la 4% de 3 ani la rând, fără schimbări semnificative necesare la nivel național. Datele au fost prezentate de către Centrul Analitic Independent Expert Group, care a lansat raportul de stare a țării pentru anul 2019. Guvernul spune că are deja propuneri pentru a revigora situația, soluția fiind bugetul Solidarității 2020. Vă vom ruga. Subiectul special al conferinței Macro 2019 a fost atenuarea inegalităților, o precondiție fundamentală pentru o creștere economică durabilă. Inegalitățile sunt și cauza stagnării continue a PIB-ului. Experții economici au constatat că modelul de dezvoltare economică din anii precedenți nu va mai fi actual și necesită ajustări. Creștere economică și modelul de atragere investițiilor din anii precedenți, care s-a bazat pe permiteri și forța de muncă ieftină, nu o să mai fie actual în anii următori, deoarece aceste surse urmează să fie deprivate tot mai mult în anii următori. Am menționat, remiterile sunt din ce în ce mai volatile și tind să scadă, iar forța de muncă ieftină din cauza migrației, a sistemului educațional ineficient și decuplat de la interesele economice. Toți acești factori vor afecta acest element de care dispune la momentul Republica Moldova, forță de muncă ieftină. Pierderea forței de muncă, una dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă Republica Moldova la nivel economic, nu permite stabilirea unor termeni de dezvoltare pe termen mediu. În aceste condiții, soluția guvernului este mărirea salariilor. În consultările bugetare, deci am văzut foarte clar deficitul de oameni, noi credem cu desăvârșire și sperăm că toate partidele politice ne susțin că noi trebuie să continuăm creșterea salariilor. Și propunem să modificăm legea salarizării în sectorul bugetar și să creștem salariile între 6 și 10% pentru majoritatea angajaților. Republica Moldova nu a atins niciodată minimul de programe de asistență socială impus de Fondul Monetar Internațional. De aici și inegalitatea socială de-a lungul anilor. Se primea că Fondul Monetar era mai social decât Guvernul Republicii Moldova. Și de aceea noi, în primul rând, împreună cu partenerii vom, și sper cu susținerea Parlamentului, vom crește ajutorul social pe perioada rece a anului, care este un ajutor social țintit, și de la 350 la 500 de lei și vom crește numărul de oameni care vor beneficia de acest ajutor. Și în plus propunem un program nou pentru pensionarii cu venituri mici, pentru susținerea în plata energiei electrice. În cadrul conferinței, experții au ajuns la concluzia că starea țării poate fi ameliorată prin fortificarea a 3 elemente esențiale, sectorul public, privat și populația, fără să se facă compromisuri însă la obiectivele de dezvoltare durabilă. La Bălți a început să funcționeze cea mai modernă centrală electrică de termoficare din Republica Moldova. Vechea centrală, CET Nord, funcționează acum în baza unei tehnologii noi cu un randament de 4 ori mai mare și cu un preț al energiei livrate mai mic. Modernizarea a costat peste 10 milioane de euro, bani oferiți de partenerii europeni.
Eficiență energetică fără a prejudicia mediul înconjurător. Acestea sunt obiectivele principale ale proiectului de modernizare a CET Nord din Bălți. Centrala va funcționa după principii noi care vor permite creșterea substanțială a producției de energie electrică și termică. Centrala va genera creșterea producției de energie electrică cu aproximativ 60% și va oferi flexibilitate în ajustarea sarcinii termice, va reduce consumul specific de gaze naturale și emisiile de dioxid de carbon. Este un proiect de top pentru Republica Moldova și pentru această regiune, pentru că vorbim de o stație de cogenerare de înaltă eficiență, care în acest moment asigură o bună parte din sistemul național energetic de energie al Moldovei, precum și 80% din încălzirea și apa caldă în municipiul Bălți. Nimic nu mai amintește acum de vechiul sistem al centralei. Operatorii spun că și munca lor a fost simplificată. Față de instalația a noastră de bază, aici e cu mult mai bine, totul este deja automatizat. Practic, doar mergem, facem verificări în tură, ne uităm la diferiți parametri și îi înregistrăm. Mulți din ei se înregistrează și automat, este sistemul SCADA, așa că munca este foarte ușoară de acum încolo. Modernizarea obiectivului a costat peste 10 milioane de euro. Banii au fost oferiți de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Fondul Regional pentru Eficiență Energetică și Agenția Suedeză de Cooperare. We would be happy to support similar projects because this is basically providing greener works and better environment and CO2 reductions. I am so impressed with this plant. It's just so absolutely new. It's a pioneering investment and it's been done in a record one year. CET Nord este una din cele trei centrale electrice de termoficare din Republica Moldova. Obiectivul asigură energie termică pentru mai bine de jumătate din populația municipiului Bălți. Mulți visează ca într-o bună zi să trăiască în Monaco, statul în care locuiesc cei mai bogați și celebri oameni din lume. Iar Basarabeni au demonstrat de nenumărate ori că pentru ei nimic nu este imposibil. Este și cazul lui Grigore Buliga, antrenorul care a reușit să înființeze în Monaco o federație de lupte. Povestea lui de succes o aflați din reportajul realizat de Gheorghe Lungu. Grigore Buliga a plecat din Republica Moldova acum 20 de ani. Pe atunci era un sportiv tânăr care, la fel ca mulți dintre basarabeni, își dorea o viață mai bună. În anul 2000, în iunie, am sosit în țara aceasta. Era o competiție de luptă în Franța, la Mondiale. Am avut propunere să rămân ca contract cu ei, să fiu antrenor de lupte. Am rămas aici. Viața lui Grigore Buliga s-a schimbat radical în anul 2008, când a ajuns să lucreze într-unul din paradisurile fiscale al milionarilor din întreaga lume, Monaco. Am locuit lângă Bordeaux, Angulen, se numește orașul. După ce în 2008 m-am deplasat aici, când mi-au propus de lucru, tot în domeniul lucrurilor, și am trecut și locuiesc în Niza. În 2008 am sosit în 2008 și am creat Federația de Lupte în Monaco, care n-a existat niciodată. Grigore Buliga, alături de fratele său, Petru Buliga, antrenează în Monaco peste 40 de sportivi. Anul acesta, cei doi au contribuit la organizarea primului turneu de lupte din istoria acestui stat, la care au participat sportivi din 6 țări, printre care România și Republica Moldova. Avem sala de lupte care ne-a oferit-o statul. 10 ani de zile am așteptat să-mi oferi această sală. Acest turneu care se face în momentul de față, e prima dată în istoria Monacului. Niciodată nu s-a făcut așa turneu de lupte cum e acesta, Cupa Europei, între țări. Frații Buliga nu sunt singurii sportivi basarabeni care au reușit să se afirme în principatul situat pe Coasta de Azur. Luptătorul Ghenadie Tulbe a scris istorie în anul 2014 când a reprezentat Monaco și a devenit vicecampion european. Pentru cei care nu au timp să citească poezie, dar sunt pasionați de literatură, a fost lansată prima carte vlog semnată de jurnalista și scriitoarea Zina Bivol. Despre impactul literaturii asupra tinerii generații, dar și despre facilitățile tehnologiilor informaționale, vorbim în ediția de astăzi a emisiunii Obiectiv Comun.
Comisia Mixtă Română-Rusă pentru studierea problemelor comune din trecut, inclusiv cea a tezaurului, se întrunește la Moscova timp de 2 zile. Este a 5-a ședință plenară la care participă istoricii din România, reprezentanți de la Banca Națională, Ministerul Afacerilor Externe și Arhivele Naționale. Împreună cu omologii ruși încearcă să găsească soluții și la chestiunea tezaurului. Înființată în 2003, Comisia Ruso-Română bate mai mult pasul pe loc, în loc să facă demersuri concrete pentru restituirea completă a aurului, arhivelor României, operelor de artă și altor bunuri aduse în Rusia în 1916 și 1917. În România, structura anului școlar se modifică din nou. În forma actuală, profesorii n-au timp să evalueze pe elevi în primul semestru, iar copiii sunt debusolați. O spune chiar ministrul Educației, Monica Anisie. Anul acesta, semestrul întâi a fost scurtat la 15 săptămâni. Ministrul propune acum o egalizare a etapelor de studiu. Structura anului școlar 2019-2020 a fost modificată în februarie prin ordin de ministru. Reprezentanții Ministerului Educației au discutat atunci cu sindicaliștii din educație, reprezentanții părinților și a elevilor. Toți și-au dat acordul ca primul semestru să fie scurtat la 15 săptămâni și să dispară vacanța intersemestrială din februarie. Semestrul al doilea începe pe 13 ianuarie, după vacanța de iarnă, și este mai lung cu 5 săptămâni. Dezechilibrul dintre cele două semestre înseamnă testări și materie predată pe repede înainte în primul semestru, spune ministrul Educației. Se galopează prin materie, lucrurile nu sunt făcute serios, nu este timpul necesar la limba română sau la matematică, de exemplu. Trebuie să aibă elevul cel puțin 5 note, elevul de gimnaziu și cel de liceu 4 note, în 2 luni. Anul următor voi avea grijă să nu se mai întâmple lucrurile acestea. Acum părinții dau dreptate ministrului Educației și spun că n-au nimic împotrivă să se revină la structura cu 2 semestre egale. Este aproape imposibil de-a lungul unui semestru atât de scurt să ai parte și de instruire. Practic vorbim numai de predare, vorbim de evaluare și instruire aproape deloc. Experții în educație spun că structura anului școlar ar trebui regândită complet, cu vacanțe mai scurte și mai dese. Adică 6-7 săptămâni de școală, un interval de respiro pentru copii și pentru profesori, din nou un ritm de felul acesta. Vorbim despre a aduce un ritm în școală mai potrivit cu ritmul viitor de muncă, pentru că una din discuțiile angajatorilor este că tinerii când se angajează spun că de ce am 3 săptămâni de concediu, că m-am învățat cu 3 luni. Proaspăt instalată în funcția de ministru al educației și cercetării, Monica Anisie promite să discute cu toți partenerii sociali înainte de a face schimbări. Românii nu scapă de taxă auto de primă înmatriculare. Actualul executiv caută o nouă formulă care să poată fi aplicată și pe care Comisia Europeană să nu o respingă. În ultimii 2 ani, ANAF a restituit românilor peste 6 miliarde de lei din vechea taxă auto. Cred că trebuie să fie concepută ca o taxă de poluare și cuantumul taxei să depindă de cantitatea de noxe care sunt eliberate în atmosferă. Când vom ajunge la o formulă care să fie acceptabilă la nivelul Comisiei Europene, o vom anunța public. Vă mai spun un lucru, decât să mai venim iarăși cu o taxă, ca să mai luăm niște bani de la proprietarii de mașini și după aia să trebuiască să-i dăm înapoi, mai bine măsurăm de 7 ori și stabilim ceea ce suntem siguri că va fi acceptat la nivelul instituțiilor europene. Dacă ne uităm în calendar, este noiembrie. Dacă ne uităm pe geam, este o frumoasă zi de mai. Cu toate acestea, în Piața Sfatului din Brașov a fost deja amplasat bradul, care va fi și anul acesta unul dintre cei mai mari din România. Și la Sibiu se lucrează la instalarea bradului artificial, care are o structură metalică de 11 tone. Bradul de Crăciun a fost adus în Piața Sfatului ca o adevărată vedetă. Înalt de peste 30 de metri va fi atracția sărbătorilor de iarnă în orașul de la Polele Tâmpei. Are 71 de ani, 7 tone și jumătate spre 8. Nu a fost greu, deoarece căldura practic ne-a ajutat. Crengile ne fiind înghețate, le-am putut aduna mult mai ușor și mult mai bine. Pentru o tânără care a locuit mai bine de 12 ani în străinătate, momentul a fost emoționant. Nu vedeți că sunt mare, un copil așa. Vreau să mă urc acolo pe el și să stau acolo pe el. Nu așteptam să găsesc o asemenea minunăție aici. Trecătorii din Piața Sfatului au primit bradul cu aplauze. Dans de vifor este tema aleasă pentru Crăciunul de la Brașov. Startul sărbătorilor se va da pe 1 decembrie.
Peste 700.000 de beculețe vor lumina centrul orașului și brazii din cele patru piețe importante din centru. La Sibiu, unde de an bun se organizează cel mai vizitat târg de Crăciun din țară, e instalat un brad artificial de 25 de metri, care va fi împodobit cu peste 5.000 de globuri și 130.000 de luminițe. E mare, colorat, copiii o să fie foarte încântați. Arată mai bine decât cel de anul trecut, cu ce-i drept, dar foarte mare. Bradul este artificial pentru că ne dorim să fim mai prietenoși cu mediul, dar este potrivit centrului istoric și târgului de Crăciun. Inaugurarea târgului de Crăciun de la Sibiu va avea loc peste o săptămână, la mijloc de noiembrie. Atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul Orei 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!